echipamentul meu și montura, deși am prezentat în toate clipurile mele toate echipamentele și tot ce am eu și ACE și absolut tot ce folosesc, dar am primit o grămadă de mesaje, de telefoane, de întrebări, să arăt, să explic, să arăt montura cu care am prins peștele meu care mi-a bătut recordul triplu, să zic așa, ca și greutate. Sunt foarte bucuros că a venit, de foarte mult timp îl aștept și umblu după el. Da, și toți m-au întrebat ce ACE, ce montură, ce plumb, ce lansetă și așa mai departe. Deci o să vă prezint exact cu ce am prins eu acest pește și totodată o să mai explic și la alții să vă arăt ce folosesc eu. Bun, cu ce să încep? O să încep cu lanseta. Cei care n-ați văzut, o să urmeze și un full clip, dar momentan este clipul, o să încerc să vorbesc mai tare, că na, e ceva zgomot în jurul meu. Cei care nu ați văzut clipul, este clipul când am scos peștele și totodată eram chiar pe live când mi-a tras peștele. Deci puteți să vedeți, cei care vă interesează, uitați-vă la minut, uitați-vă exact când mi-a tras peștele, cum s-a jucat, cum a urcat, cum a coborât, adâncimea, temperatura apei, derivă și așa mai departe. Pentru cei care interesează aceste detalii, le găsiți direct pe live acolo cu somnic. Folosesc firul principal, este un 060, iar mulineta, nu știu, cred că încerc să vin acolo aproape de cameră, să se vadă mai bine. Așa, stai așa că nu știu cum să o țin. Este un Pezon Michel, da, titan, dedicat. Uite ce e aici, catfish. Asta este mulineta mea, cu care am prins-o, nu? Îmi place foarte mult. Și mânerul ăsta, nu știu, după cum vedeți și în clip, mă înfigeam bine pe el, mulinam. Să vă arăt și mai aproape, dacă tot am venit aici, lanseta Shadow Cut BS 20-155 de grame. Super, super lansetă, super, super ansamblu. Bun. După cum am prezentat-o de câteva ori, lanseta este un Shad of Cut BS. O mai găsiți în prezentările mele dacă scotociți bine acolo în canalul de YouTube. De 2.10, acțiune 150-650. Sunt mega mulțumit de această lansetă. Foarte, foarte senzitivă pe vârf. Vă spus să-i chiar găsiți mai multe prezentări pe canal. Nu știu, sunt foarte, foarte mulțumit de ea, nu pot să spun. Și a făcut față, deci efectiv eram așa cu ea, iar vârful, nu s-a rupt, nu s-a înduit. Deci absolut tot ce am eu aici, tot sistemul a făcut față cu brio. Asta este lanseta. O minunăție, ușoară, senzitivă, tot ce vrei, nu știu. Bun. Să trecem la ACE. Deci încerc să fac în așa fel încât să se poată vedea mai bine. Deci, eu nu mint. Plumbul care l-am folosit în momentul de față este un matca de 200 de grame, care i-am scos pălăria similar cu acest plumb pe care chiar urma să îl pun de la ZEC. Da? Bineînțeles, acesta este la fel cu pălărie, dar eu îl folosesc fără. Este un avantaj în plus, este mai ok. Pălăria te ajută pe un curent mare să se vadă sonarul, să-l vadă foarte bine, să vadă montura. O să-l pun în caz că am nevoie, dar eu l-am folosit atât pe ăsta, cât și pe ăsta îl voi folosi și îl voi monta în locul acesta. Chiar și-a făcut treaba. Îl voi pune, este de 190, ăsta este de 200 de grame. Așa.
Am o agrafă aici foarte puternică. Ține 100 de kg. Nu mai am liculețul de la ele. Și ce am folosit de această montură este singura montură care am un mono. Am un monofilament cu două oace. Cei care ați văzut clipurile mele, șmecheria inventată de mine cu tubul între aceste două oace. La fel vă spun, căutați pe canalul meu de YouTube și o să vedeți aici despre ce e vorba și să știți că a dat roade. Chiar a dat roade invenția mea și de câteva ori. Să știți că n-a fost niciun fel de ratare și al doilea ac și-a făcut treaba foarte bine. Astea sunt acele de la Unicat 6x0. Ce am aici? Folosesc și de la Budaco. Astea iar sunt niște ace care am monturi cu ele de la Unicat. Am un cât e ăsta? Cât e, mă? E 8x0. E 8x0 ăsta. Și bineînțeles ancorile care le folosesc eu. Tot de la Unicat, care bineînțeles... Și vreau să vă mai arăt și acest lider pe care le am absolut pe toate monturile. De 1, 2, 118 kg. Ăsta e liderul care îl folosesc la absolut toate monturile, cu teaser, fără teaser, ce am. Eu v-am prezentat exact cu ce am prins acum și ăsta s-a nimerit să-l am atunci. Bineînțeles, nu poate să lipsească aceste agrafe de 12 mm. Da? Trebuie forță. Cum e vorba mea. Niciodată nu știi când te lovește trenul. Niciodată nu știi ce se află aici jos. Poate să fie captura vieții tale în orice moment. În orice moment. Asta e mișto la clonk, să zic așa, pentru că niciodată nu știi ce e acolo jos, în orice secundă, bum, exact cum am făcut și eu. În orice secundă, bum, a dat. M-am bucurat foarte mult și chiar îl așteptam și chiar mai vorbeam cu mulți prieteni că anul ăsta nu vreau mulți. Unul mare vreau, atât. În rest nu mă interesează altceva. Bun, ce să zic? Ăsta este echipamentul meu. Cu asta am prins eu peștele. După cum am spus, uitați-vă în clipurile mele că vedeți absolut toate monturile, cu toate acele, cu stopere, cu ancore, cu ce dimensiuni, cu ce mărci și așa mai departe. Absolut tot ce am eu aici, ce v-am arătat, atât lanseta, cât și plumburi, cât și aci, și ancore, și lidere, și absolut tot ce vreți, le găsiți, bineînțeles, aici pe Real Fishing. Deci așa că, dacă vreți să aveți scule, monturii, să fiți în siguranță, să știi că dacă captura vieții tale este aici jos, intră aici și o să achiziționezi absolut totul de calitate și știi că e sigur că îl vei scoate afară din apă. Va fi al tău, acolo sus în barcă. Mulțumesc foarte mult de vizionare și în curând o să urmeze full video la această ieșire cu somnicii care, bineînțeles, ați văzut. A venit unul de 30 și unul de 15 kg. O să-i vedeți acolo un clip. Iar până atunci, până va apărea clipul, puteți să intrați, cum am spus, direct pe canal și vedeți direct live cum mi-a dat, cum l-am prins și atâta și filmarea în timpul drill-ului. Mulțumesc de vizionare. La revedere, dragi pescari.